Bună, sunt Sabrina. Bine ați venit în bucătăria mea. Astăzi vom face trufe tiramisu. Sunt bombe, chiar bombe. Explodează gustul din ele. Se fac atât de ușor cu doar 4 ingrediente. Haideți să vedem care sunt acelea și modul de preparare. Vom avea nevoie de 200 de grame de pișcoturi, 250 de grame de mascarpone, 100 de ml de cafea fiartă îndulcită și 50 de grame de cacao. Începem prin a măcina pișcoturile. Le punem într-un robot de bucătărie și le mixăm câteva secunde până când sunt zdrobite fin. Pe canalul meu găsiți rețeta pentru pișcoturi de casă. Într-un bol punem pișcoturile măcinate, brânza mascarpone și cafeaua. Cu mâna omogenizăm bine. Dacă îți plac rețetele mele și dorești să mă susții în continuare, poți deveni membru al canalului sau poți apăsa butonul Thanks. Mulțumesc! Formăm bile din compoziția obținută, apoi le trecem prin pudra de cacao. Trufele tiramisu sunt gata. Priviți cât de bine arată. Sunt atât de cremoase, nu am adăugat zahăr pentru că atât pișcoturile cât și cafeaua conțin zahăr și vă promit că sunt dulci exact atât cât trebuie. Un desert rapid, dar elegant și gustos. Dacă v-a plăcut rețeta, dați like, lăsați un comentariu și abonați-vă la canalul meu. O să postez câte o nouă rețetă în fiecare săptămână. Vă doresc poftă bună și vă aștept și data viitoare!